Confuz, supărat oarecum de golul primit la Lazio, dintr-o fază fixă și pentru faptul că astăzi nu am înscris, am avut oportunități bune de a înscrie gol și în alt ordine de idei, satisfăcut, mândru de jucători, de stafful tehnic, de Dan Petrescu. Au muncit foarte mult în această perioadă. Simțeam oarecare povară pentru că n-am reprezentat doar clubul, am reprezentat până la urmă România și era important să o facem cât mai bine. Dar ați fost aproape până la urmă, dacă sunt în anul la ambele partide, nu? E frustrant într-o oarecare măsură, ținând cont că s-a terminat cumva. Faptul că Lazio a tras de timp, noi fiind în 10 oameni, asta spune foarte multe. Le urăm succes oaspeților noștri, le dorim să câștige competiția și să se califice în grupele Champions League, ocupând una din cele 4 poziții. Momente importante ale acestei partide. Ce ați simțit la ratarea lui Krasniqi? Ce ați simțit apoi la intervențiile lui Scufei și la roșul lui Muhan? Fac parte din joc. Deja, oarecum, avem oarecare experiență, știm să depășim asemenea momente, să trecem și peste situațiile în care doi jucători a echipei adverse se ciocnesc fără să fie grav accidentați și arbitrul oprește meci într-un moment în care noi scăpam pe contraatac și aveam superioritate numerică clară. Și atunci nu avem ce să facem, pentru că toate acestea fac parte din joc. Important este, repet, să încercăm, să cernem, să tragem concluzii și să spunem că în această seară ne-am bucurat. Ne-am bucurat de atmosfera care a fost pe stadion, mulțumim spectatorilor. Ori trebuie să știm dacă jucătorii au evoluat așa cum a făcut în această seară, s-a datorat și numărului mare de suporteri care au venit să ne încurajeze. Poate și le mulțumim. Și în campionat, nu? Că acolo aveți mare nevoie de ei. Deja sunt obișnuiți să câștigăm campionate, cupe și stau în fața televizorului uneori, dar în momentele și meciurile importante sunt alături de noi. E adevărat ceva cu Krasniqi? Ați întrebat Lazio de el? Sunt multe echipe care se interesează de mulți jucători de la CFR Cluj, mai ales cei din sistemul ofensiv. Eu nu discut de transferuri decât atunci când sunt finalizate. Mai departe, obiectivul este eventul? Obiectivul este câștigarea campionatului și este un an foarte greu. Am pierdut multe jocuri, trebuie să fim mult mai atenți, dar play-off-ul va fi cel hotărător.